cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Odată cel mai modern cinematograf din Piatra Neamț, Cozla, din cartierul Dărmănești, a devenit în timp o sursă de aprovizionare pentru hoții de fier vechi, de cărămiz sau de ce au mai apucat. Când n-au mai avut unii ce fura, Cozla a devenit baie publică sau adăpost de noapte pentru boschetari sau maidanezi. Acum stă și arată așa cum se vede în imagini. Este doar un obiect de inventar în scriptele primăriei, care nu are bani nici de datorii, cu atât mai puțin de investit într-un cinematograf care s-ar putea oricum să nu supraviețuiască dacă se mai deschide și molul de la Piatra Neamț. Pentru că era un pericol pentru trecători și pentru că devenise cuib de boschetari, primăria a investit totuși ceva în niște bolțari din BCA, blocând căile de acces în clădire și cam atât. Clădirea se degradează de la o zi la alta și, la cum arată exteriorul, oamenii străzii încă se mai aciuiază în zonă, ba unii au reușit chiar să spargă și câteva cărămizi să se strecoare înăuntru, unde recunoaștem nu am avut curajul să intrăm. Poate celebra poliție locală? Poate domnul primar cu o casă specifică de șantier și fotograf de serviciu urmat de ceva Facebook? Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta.